Păunul cel îngânfat se lăuda mereu cu frumusețea penelor sale. Se plimba în fiecare zi pe malul râului și-și admira în ochiurile de apă liniștită coada mare și colorată. – Uitați-vă la coada mea! – spunea el. – Uitați-vă la penele astea frumoase, la ochiurile colorate și la evantaiul minunat! Sunt desigur cea mai frumoasă pasăre din lume. Nu cunosc pe nimeni care să se poată compara cu mine." Și tot așa în fiecare zi, păunul nu se mai sătura să-și admire propria frumusețe. El s-a întâlnit pe malul râului cu cocorul, care căuta de mâncare. Păunul s-a uitat disprețuitor la el și a spus, Ești urât? Penele tale sunt urâte și monotone." dar cocorul i-a răspuns. Nu contează că penele tale sunt frumoase și ale mele nu. Penele tale sunt cei drept frumoase, dar te țin pe pământ, în timp ce eu cu ale mele pot să zbor în înaltul cerului. Morala, un lucru util, este mai prețios decât un lucru frumos și decât îngânfarea prostească.